Prietenii, o să pun și... Ia uitați, prieteni, că mai am luminițe și aici. Vedeți? Am dat drumul la luminițe. Și o să pun și mici acum. O zi. M-am și pentru tine cărniță ceva. Hop! O să-s mici de la Kaufland, să vedem cum sunt. Mai lungi așa. Mă să ne rulăm cu noi. Poate fac și un tiki-taka. Și aia e, prieteni, haideți să vă arăt grătarul, primul grătar în 2024, prieteni, ia uitați-l, mici, v-am făcut pofta? Păi, pofticioșilor, hai, bam, bam. Ce vrei? Ia uite, vrei ce avem aici. A trecut vecina, bre, a trecut o vecină. Ia uitați, prieteni, că a apărut și crapul. Vedeți? Și pestele. Ia uitați, prieteni, aici. Jar cât cuprinde. E bine așa. Uitați, prieteni, aici. Toate și pestele. Mici. Perfectos. Am dat blitzul, prieteni. Arată bine. Uitați, prieteni, cum arată acum. Aproape gata. Peștele o să mai dureze ceva. Prieteni, înainte să vă spun ceva, aici noi suntem la abandonații NATO, ca să știți și voi. Mai zi, bre, la ce stăm noi aici? Ne facem asociații, abandonați NATO. Da, uite, bre, am apropiat peștele. Hai, dă-mi și mie, te rog. Abandonați NATO. Da, uite, am dat drumul în filmare. Și unde ai vechi? Păi gătește, bre. Bine, vreau să dăți pe vechi. Nu ai apă? Da, da, bre, dar nu te mai consum. Păi l-am atât acolo, bă. Și ce zic, bă? Da. Bă, ți stau și o gură de... Mersi.
așa trebuie. Ia uitați cum arată. Vom și aici acum, star. Ia e. Belea. A prins vecinul. Bre, știi cum e? Am mâncat peștele. E bun, bre? Mai e jol, mai e. Mai e, dar am apropiat peștele. Hai, ia o mică aici, să opresc camera. Mai ia unul, bre. Uite, bre, cum fac. Pun și eu cu muștar. Atâta, uite, puțin. Și înghiți ca pelicar. Bre, de ce fac eu asta? Să le fac poftă la prietenii mei. Ca să aibă poftă de mâncare, nu? Mm-hmm. Să mănânce și ei, cu poftă. Așa făceam în America. Că cu... nu prea au poftă de mâncare și iar au mâncare, dar nu prea au poftă. Da, când văd cum mănânc eu cu poftă, nu? Îi fac și ei. Da. Da, știi că, da, și când eram copil, știi că nu mâncam, că n-aveam poftă de mâncare. Păi da, vrei. Și când vedeam pe altcineva că mănâncă, ne venea poftă. Corect. Aici pun fluozii, bre. Hai, las, că îl pun mai încolo. Așa de acum. Numai că nu mai e loc acum. Lasă fie ăla peștele. E loc, e loc. Las că ăla se face după aia. Trebuie să-l pun aici. O să-i căzească și lui. Ai auzit? Las că e copandă pasă. Nu, sunt bun și ăștia de la Kaufland. Păi te-am zis să zice că oamă, că nu sunt bun, că nu știu ce. Da. Bine, cei mai buni sunt de la... Aia. De la Cora și Oșu. Cei mai buni. Acum, luăm și noi ce găsim. Pe da. Trebuia să mai facem da, mai drumul până acolo, iar întoarce. A fost în drum și de-aia. Stai să aduc un șervețel, bă. Asta vrei că mă usuc așa. Stai, așa, mai te... consuma vreme. Curat așa, nu așa, ca aia de la restaurant. Băi, păi dacă m-am spălat, sunt curat. O zi, tu nu te urca aici. Hai, bam, bam. Prieteni, acestea fiind spuse, vă doresc o seară frumoasă și să ne vedem cu bine. Bam, bam, la revedere. Gata grătarul, prieteni. Sunt mici. Nu știu dacă se mai văd de aici. Hai, bam bam. Salutare, prieteni, ce chestie în spatele meu, grădinița, peștișorul de aur, aici unde am venit, n-am stat nici măcar o zi, ce, nici măcar o oră, să zic așa, că încerca mama să mă lase la grădiniță, să ducă la muncă, să scape de mine și n-a scăpat de mine, prieteni. Mama Nina s-a ascuns undeva de după clădire și se uita să vadă ce fac eu cu doamna educatoare și nu mă înțelegeam deloc. Înțelegeți, prieteni? Aia e. Nu e neapărat să faci grădinița, dar școala da. Aviz celor din Strehaia. Școala da, trebuie să faci școală. Măcar 8 clase. Măcar. Dar bine, na? Fiecare face
după cum îl duce capul. Și în general, părinții sunt de vină prieteni. Hai, bam bam. Sau ce să mai vorbesc? A, stați că am văzut o fază cu patroana și cu Leo. V-am spus, am așteptat să iasă Leo, că eu pe Leo îl urmăresc. Chiar dacă eu nu-i mai dau niciun semn de viață, adică nu-l sun sau nu-l deranjez, îl las în pace, știu că are probleme, fiecare cu treburile lui, dar am văzut că patroana a vrut să-i facă ficăței nu știu de care, să-i prăjească și i-a băgat apă în tigaie. Patroana a vrut să-i facă fierți, ca să zic așa. Și Leo, când a văzut lucrul acesta, a luat foc. Leo nu are voie prăjeală, prieteni. Ficăței erau buni fierți pentru el. Deci el nu are deloc voie prăjeală, chiar dacă nu era ulei sau nu știu ce. Treaba lui. Eu spun că patroana a procedat corect. Cum i-a făcut el, i-a ars după aceea. Problema lui. E conștient de ceea ce face. Părerea voastră care? Avea voie să-i facă fierți? Sau trebuia să iardă? Să-i prăjească? Nu? Chiar dacă nu era în ulei. Eu cred că varianta care v-am spus-o eu era bine să-i fiarbă mai mult decât să-i prăjească. Deci patroana a procedat bine. Așa că aștept și părerile voastre, comentarii. În fine, fiecare face ce vrea cu viața lui, prieten. Te salvează doctorii o dată, de două ori, de trei ori, de 10 ori. Dar dacă tu nu ții regimul, cine-i de vină? Tu ca persoană, nu? Care știi că ai atâtea probleme și nu poți să te abții de la mâncare. Mi se pare aiurea. Uite, și Alin mănâncă la greu. O să ajungă, Doamne ferește, ca Leo o să ajungă. Acum nu-și dă seama, dar probabil că Alin ar putea să țină un regim dacă ar ști că ar avea probleme de genul. Mă gândesc, nu știu. Dacă nu, sunt inconștienți, prieteni. La ei nu există rezolvare decât să ajungă în sala de operații. Dacă așa vor, păi, în loc să trăiești sănătos și bine și liber, te duci și stai la ATI. Aiure. Asta e. Fiecare face ce vrea. Eu, sfatul meu e să reducă sarea definitiv și să mănânce fiert. Cartofi prăjiți, nici de cum. Fiert. Și ce are voie, legume și nu mai știu ce. Cel puțin 6 luni de zile, dacă vrei să-ți revii cât de cât. Dacă nu vrei să-ți revii, înseamnă că nu vrei să-ți revii și vrei să mai ajungi pe la spital. Asta e, fiecare face ce vrea cu viața lui. Eu fac ce vreau cu viața mea. Am dat un sfat prietenesc și doar atât. Hai, bam bam, că merg să mă plimb eu prin parc, seara, noaptea, ce mai contează. Ia uitați, prieteni, aici. 2, 4, 5 câini. Ce faceți, mă, umblați în haită? A? Ce faceți voi aici? Voi e foame? Hey, buddy. Hey. Vă filmez. Ce vrei? Ia uitați. N-are tati nimic astăzi de. Și sunt prietenii mei. De acolo din faur. Cred. Prieteni, vreau să vă mai spun ceva, că m-a întrebat cineva în comentariu, i-am și răspuns. Și că nu știam că au apărut ratonii și în România. Nu, aia este o filmare de un minut și ceva, când eram eu în Colorado, în America. Ca să nu se înțeleagă aiurea că eram în România. Trebuie să-i explic. Nu mi-am dat seama. Hai, bam bam. Am o caserolă cu niște orez și niște ciuperci și vreau să o las aici la... Ia să dacă mai pot să o las pe aici pe undeva. Uite aici la pisici.
râs. Hai să nu o arunc. N-are râs. Asta s-o arunc la gunoi. Uitați, prieteni. Se marchează strada asta, bulevardul. Vedeți? Reclamă la contul meu de TikTok, Cristi Marin 2020. Vedeți? Cristi Marin 2020. Acesta este contul meu de TikTok și contul de Facebook. Imediat acesta. Cristi Marin. Și Instagram Cristi Marin 2020, la fel ca TikTok, sau dacă nu găsiți Cristi Marin 2020, Cristi Marin 077. Aici nu am TikTok, la Instagram. Deci am și Instagram. Hai, bam, bam.